Ceasul bate sacadat, mă lovește cu limbi obosite. De atâtea ture, smulge minute și le face grămadă în maldărul de pantofi vechi. Așa începe prima poezie din volumul Bric-a-brac, semnat Iulia Mihalcea. Cartea sa de poezie a fost lansată luni seară la Biblioteca Județeană Ioan Neroman din Constanța. Dacă vă lăsați duși de ea, veți ști cumva în mod ciudat cu imagini, mai degrabă cu afecte, cu emoții, o personalitate care este ascunsă în poem. Care este revelată în acest mod. Veți descoperi în paginile cărții o fereastră către un univers în care realul și artisticul se îmbină în mod armonios. Fie că explorează prin poezie, pictură, teatru sau film, Iulia ne dezvăluie un exercițiu existențial, o căutare continuă a unor noi modalități de exprimare. Primul volum a fost axat mai mult pe... Este foarte vizual, este ca o pictură, foarte sensibil. Sper să vă placă și sper să ajungă în librărie de curând. Atitudinea sa avangardistă și curajul de a se exprima prin diferite forme artistice sunt mărturii ale unei schimbări fundamentale în modul în care percepe lumea. A fost o provocare să scriu, mai ales poezie, în această era atât de rapid, fast. Și atunci, pentru mine, acest debut înseamnă foarte mult. Este ca un botez, așa cum spuneam mai devreme. Lansarea de carte a fost urmată de un recital de poezie al poetei, în ambianța sonoră a muzicii lui Sebastian Burneci. Nu am știut că și fără dinți poți mușca. Doar bunica nu ia biscuiții în apă să poată să-i roadă. Până când a spus, s-a obosit. Am obosit să mănânc, mă plictisește viața. Și-a strâns genunchii pe o feniță în brațe și a plecat spre ceva mai interesant. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de autografe. Autoarea speră ca în curând să termine și al doilea volum. S-a apucat deja de lucru, însă tematica este diferită. Iulia Mihalcea s-a născut în Tulcea și are, printre altele, un master în filozofie în critică de artă, pe care l-a făcut la Universitatea Paris 8. Din 2014 este membră a Uniunii Teatrale din România.